Pe Stelianu Gică toată lumea știe pentru relațiile amoroase pe care le-a avut. Totuși, în ultima perioadă, nu s-a mai afișat cu nicio domnișoară. Însă, asta nu înseamnă că nu are o relație și nu orice fel de relație, ci una serioasă care durează de peste 2 ani. Ce faci? Care mai e viața ta că de când nu te-am mai văzut? Păi... Știu doar atâta că ești bunic, restul nu mai știu nimic de tine. Sunt foarte bine. Deci, detaliază foarte bine. Când spui foarte bine e mult. Ca să detaliezi ne trebuie timp. Ce să zic? Nu știu, mă simt bine. Sunt fericit. Ești fericit, ești cum ești. Despre dragoste aș prefera să nu vorbesc. Din motivele mele personale. Așa. Despre fericire, cred că am o familie foarte ok și avem și realizări. Și am toate motivele să fiu fericit. Evident că sunt și bunic, așa cum știu. Cu știm cu toții. Dar cum e să fii bunic? Te ocupi, te implici, îl vezi pe cum e? Deocamdată nu prea au, nu prea e în, în custodia mea, să zicem. Deocamdată sunt foarte apropiați de părinții lui, de Raluca și de Adi. Și mai puțin mă implic eu, trebuie să recunosc lucrurile astea, dar am promis că în momentul în care va crește și se va mări, mă voi ocupa mult mai mult de el și chiar îmi doresc asta, să împărtășesc din toată experiența mea și din toate părțile ale micuțe bune care le-am făcut, nu ale marele, să-i dau lui câte ceva, dar din ale micuțe și bune. Ești un tată împlinit că-ți vezi fata așezată la casa ei, mamă? Când ai 52 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Când ești, să zicem, sănătos, când ai o familie și ești bunic, normal că ar trebui să fii mulțumit. Sunt oameni cu probleme mai mari decât am avea noi, care, evident, unele minore acolo există la fiecare, la fiecare persoană există câte o problemă minoră și evidentă. Da, revin la întrebarea cu dragoste. De ce nu vrei să vorbești despre asta? Suferi? Prea... Ești despărțit? Ești cu cineva și nu vrei să vorbești? Zi-mă cam o motivă, că promit că după nu mai te întreb. Există, așa, să zicem, ceva, așa, dar o las aici, la momentul care există. E prea frumos, îmi place să vorbesc despre dragoste, poate cel mai frumos sentiment al unui bărbat. Nu te vezi un bărbat, nu te-ai vedea un bărbat împlinit în condițiile în care nu ai și o relație. Cam atât pot să spun. E la nivel incipient sau un... E la un nivel când sunt vreo 2 ani. Nu știu. Relație serioasă? Da, depinde. Că da, e o relație, să zicem, serioasă și am păstrat-o discretă, da, cu discreție. Ce mai bine așa? Ce mai bine? Ești mai liniștit? Se pare că sunt rezultate. Da. Sunt, dacă sunt rezultate, înseamnă că e bine. Discreția e secretul, ăsta era secretul, de fapt. Ogica a găsit secretul relației perfecte, discreție. Trebuia să încerc și soluția asta, varianta asta. Și bă că am mers. De câte ori m-am expus public, N-a funcționat niciodată. Niciodată. Păi da, eu vreau să funcționeze în continuare așa, dar gata, nu te mai întreb nimic. Chiar îți vreau binele. Mulțumesc mult. Și eu îți mulțumesc. Și eu vă doresc bine la toți și dacă ai liniște și răbdare, evident că toți vom avea parte și de bine. Dacă nu-l avem în momentul respectiv.